Auzi, bă, vină cu auzi, faci duș în doi? A? Duș în doi, să facem ca să economisim apa. Nu se poate așa ceva, domnule. Vreau să fii realiști. Aveți de ideile astea? Nu, astea sunt idei stupide. Astea sunt idei stupide. Deci asta e o prostie omenească, cum ar veni. Păi toate lucrurile astea, deci dacă e doi cu doi, da, într-adevăr, o damă și cu bărbatul. Da, așa doi bărbați. Ați face duș cu soția să economisiți apă? Păi, cum aș face de să economisim apă? Și dacă vine apă rece? Dacă nu mai avem nici apă caldă. Vrem să ne spună să facem duș în doi. Nu știu dacă ați văzut știrea pe la televizor. Dar eu cu cine să fac? Eu sunt singur. Nu am decât un câine. Să faceți duș cu el? Mi-aduce el la femeia lui să fac cu femeia lui? Nu e, că dumneavoastră văd că mă filmați și o să vadă. Dar sunt singur, cu cine să fac? Ar fi o variantă să vă aducă pe cineva, cei de acolo care au propus. Să aducă, păi, dar trebuie să-i asigure și mâncarea. Că eu sunt pensionar și am pensia mică. Da. Ce fel de femeie să vă aducă? Nu știu, ce v-ar plăcea? Păi ceva mai tânăr, nu? Și cu bani mulți. Și da. Că noi nu avem bani la tare. Zile puține am eu. Trebuie să economisim apă, spun cei de acolo. Asta e vrăjeală. E o bancuri de a dormi copii. O spune asta. De ce credeți că ne recomandă ei să facem duș în doi? Sau ce? Ce? Că economisim apa. Da. Și curentul. Și curentul. Ce eu știu așa, cine consumă, plătește. Nu? Da. Cine nu consumă, nu plătește. Nu aveți de gând să faceți duș în doi? Nu. Soția? Nu, și nici cu copilul, nici cu aia, nici cu fata. Nici... Hai, domne, asta e manele de guțăși de salam, ca așa se spune. Hai, domne, ce n-ai? Să ajungem aici să ne pună, să facem duș în doi. Mare să ne pui un căpăstru în cap să ne bagă zăbăluță, să zică la muncă, fraților. De ce? Pentru că omul mai e rușine, ți-e rușine așa îmbrăcat, doar mi-te să te mai despui. De ce credeți că am ajuns aici să ne recomande să facem duș în doi? Păi, așa gândește ei, până la urmă. Să economisim apa, spun ei, da? Păi, apa e... Ne ducem la gârlă și tot ne facem baie. Dar niciun caz în doi? Nu, fântână, dar niciun caz în doi. Să facem cu soția? Niciodată. De ce? Pentru că nu e omenesc. Păi cum să mă zic cu un bărbat să fac baie? Nu cu o doamnă. Dacă nu-ți căsătorii, cum fac? Da, să fie în călduri. Cine să fie în călduri? Da, mă. Atunci merge dușul? Atunci merge dușul. O mai faci un masaj? Da. Ce părere aveți că am ajuns aici să ne pună să facem duș în doi, să nu mai... Să vă spun un lucru? Deci asta e o nebuneală curată. Eu cred după mine. Ascultați ce vă spun eu. Uite, sunt om de la țară. Dacă e la o chestie, să ajungem în situația care e acum actuală, să rămânem și fără gaze, că și așa Bucureștiul e învățat. Fără gaze, fără apă caldă, fără... Ce ne mai trebuie, mă? La lichen. Auzi, bă, vină cu auzi, faci duș în doi? A? E? Da, asta e ideea, da. Nu e corect. Nu e corect. De ce? De ce? Cum să faci duș în doi? Ce nu e bine? Păi cum să intri doi în duș? N-ai cum. Facem și duș în doi, ca să economisim apa. Păi dacă aș avea cu cine, aș face, dar... Tot singur fac, că n-am cu cine. Ar fi o idee bună asta, să economisim apa, duș în doi? Păi da, cer. De ce? Păi e mai mișto așa. În doi. Numai că nu aveți cu cine, asta e. Asta e problema, că n-am cu cine. Nu găsiți o doamnă prin sat pe aici să faceți... Păi, am găsit eu, dar trebuie să o plătesc și n-am bani. Dar e problema. E o metodă asta de a economisi apa, credeți? Păi, cum să nu? Sigur, nu că... Consumăm, practic, mai puțin apă, că ne spălăm o singură dată. Păi, da. Și în doi e și mișto, nu e vorba la... Mulți n-au vrut, cu care am vorbit, nu voiau, noi, e rușine. Că... Noi, făceam și eu când eram mai tânăr, făceam în doi. Chiar și în cadă, era mai mișto în doi. Nu e nici igienic, nici omenesc, adică ăla poate are vreo boală, ăla vreo boală, și hai să facem bai. Păi e soția dumneavoastră, ce contează că are boală sau nu? Luați și noastră de la soție.
O împrumutăm. De altul, mai bun la vă. Ne duce dracu. La amant bun la vă, facem... Da. N-aveți încredere să faceți cu soția? Cine mai știe acum? Să-i încetă cum a zis popa, n-a mai murit niciunul. Mă, asta e mai mult decât nebunie, un cretinism. Niște idei care... Dar ele ar accepta treaba asta. Cei care fac aceste propuneri ar accepta. Și au mai zis că o să ne impună să mâncăm făină de creier, da, de diferite. Chiar așa, domnule, mai rău ca nievul, mediu în secolul 21, e posibil. N-ați vrea să faceți duș cu soția, să economisiți apă? Că Păi, așa ni se spune, da. Dumnealui ar face așa ceva? Ce, duși în doi? Da, da, mi se pare o idee foarte bună. Adică, cine să mă spele pe spinare? Așa cum e, ne spălăm reciproc. Da. Dar nu fără apă rece. Fără apă rece, pe apă caldă. Dar e asta o metodă să economisim apă? Adică nu găsim alte variante? Cum vi se pare? O metodă foarte bună. Foarte, foarte bună. Nu, cei de la UE gândesc foarte bine. În favoarea noastră. Da, să ne terminăm. Parlament cu ce să spălăm? Apa de ploaie, nu vezi? Adevărul că trebuie să facem economie și la gaze și la curent. Trebuie să facem cu oricum. Consumăm foarte mult. Oricum, suntem foarte mulțumiți și de salarii și de pensiile care le avem. Și de... Să facă probă, să vorbească din experiență și după aia să ne impună. Să spele împreună în Parlament. E bună dușul în doi ca să economisim apa? Sau? Nu. De ce? Nu e bine, cum doi? Păi dacă n-am femeie, intru cu cine? Intru cu băiatul? O tâmpenie e asta, cum adică să facem duș în doi? Să nu ne mai spălăm, adică. Dăm așa ca pisica, aici, școală, aici, școală, aici, școală, la revedere. Gata. Așa sunt. Consumăm apă? Ei, conducerea țării care sunt ei, ce fac? Ei fac plimbări, fac excursii, fac voiajuri, că au bani, își permit. Și pe noi ne obligă să ne spălăm. Obligă să ne spălăm împreună, să facem economie ca să mai bei ce... Așa, e vrăjeală de bufte, de 2 lei. Dacă dumneavoastră vă convine să faceți cu soția sau cu copilul sau cu fata sau cu băiatul. E vorba de soție, mi-am permis să vă întreb, nu cu copii. Cu soția dacă nu vrei. Păi până la urmă bagă și copiii, bagă și soacra și socrul, dracu, la grămadă. Hai, ce drept. Toată familia. Da, toată familia am tundut să facem economie. Ascultați ce vă spun eu. Ar trebui spălați toți când îi prinzi în Parlament cu furtunul de incendiu. Spălați pe creier. Spălați pe creier. Creierii, domnule. Cum să se spele? Nu, mă! Când sunt în ședințe în alea, intri cu un furtun de la pompieri și începi, înțelegi, și îi speli. Asta e economie de apă. Cu un singur furtun... Apa să fie menajer. Da? Da. Ca să frumos. E o idee bună. Să faci. Nu. Ați făcut vreodată, nu știu, duși în doi? Să faci. N-ai cum să faci. Să faceți cu soția, să spunem. De ce nu? Ai că cu soția mai merge, dar să faci doi bărbați, n-ai cum. Nu e chiar așa rău cum am tot auzit până acum. Care s-a voita că... Că nu poți să facă cu soția duș? Că de unde vine soția? De ce? Că vine de la nu știu pe unde, dar umblă. A, că a fost cu altul, aia e altă treabă. Și de vreo boală? Da. Că a fost cu altul, e altă treabă. Da. E și asta o metodă să economisim apa până la urmă? Aia, dacă aș, atât... Sau poți să iei o gretă de apă și o răstoni în cap și ai terminat treaba. E ca aia cu Mao. Mao mănâncă și ăilalți mănâncă până reprezentanți. Așa și cu dușul. Mao al nostru, care e neamț, așa, își vede de treabă și pe noi ne pune prin reprezentanți să facem asta. De. Face și domnul Iohannis duș în doi să... Nu pe la mine să mă spele pe spinare. Păi dai ce? Pe doamna Carmen? Păi eu și contează cu eu. Duș în doi. Stai doi ești la duș ca să faci duș? Așa zic cei de acolo, ca să economisim apa. Eu n-aș fi de acord. Nu e. De ce nu e bine să facem duș în doi? De ce să faci duș în doi? Spun, e ca să economisim apa, să nu mai consumăm apa. Apa a, mă, ce n-ai? Păi dacă ei bagă ca nebunii... Vorbiți cu fetele acolo care știe... Ce se pare duș în doi, să facem duș în doi? Cum adică duș în doi? Ca să economisim apă. Păi cum trebuie să fac eu duș în doi? Bunele astea sunt prea stupide, prea necontrolate, prea... fără bun simț.